Lângă cel întristat și-a păsat. El cunoaște povara și lupta cea grea. Crede el și el va lucra. Nu-i nimeni ca Domnul Iisus să asculte tot ce ai de spus. El nu uită pe cei ce s-ai lui, biruința e numele lui. Nu-i nimeni ca Domnul Iisus să asculte tot ce ai de spus. El nu uită pe cei ce s-ai lui, biruința e numele lui. Și lacrima ta e și durerea din inima ta. El așteaptă să-l chem cu credință, să zici: Doamne, cred, Tu mă vindeci aici. Nu-i nimeni ca Domnul Iisus să asculte tot ce ai de spus. El nu uită pe cei ce s-ai lui, biruința e numele lui. Nu-i nimeni ca Domnul Iisus să asculte tot ce ai de spus. El nu uită pe cei ce s-ai lui, biruința e numele. Domnul Iisus e pacea ce tu o dorești, este raza de soare ceresc. E răspuns la problema din viața ta, dă-i-o lui și el o va rezolva. Nu-i nimeni ca Domnul Iisus să asculte tot ce ai de spus. El nu uită pe cei ce s-ai lui, biruința e numele lui. Nu-i nimeni ca Domnul Iisus să asculte tot ce ai de spus. El nu uită pe cei ce s-ai lui, biruința e numele lui. Domnul Iisus își ține cuvântul lui sfânt pentru cei care-l cred pe de oase de-i valea din viața ta. Duhul său viață iar le va da. Nu-i nimeni ca Domnul Iisus să asculte tot ce ai de spus. El nu uită pe cei ce s-ai lui, biruința e numele lui. Ca Domnul Iisus să asculte tot ce ai de spus. El nu uită pe cei ce s-ai lui, biruința e numele lui.
spus că-ci în cer cu el sus va lua pe acei ce și-au pus în el toată nădejdea și-n harul adus, când din nou el va veni cum a spus. Nu-i nimeni ca Domnul Iisus să asculte tot ce ai de spus. El nu uită pe cei ce s-ai lui, biruința e numele lui. Nu-i nimeni ca Domnul Iisus să asculte tot ce ai de spus. El nu uită pe cei ce s-ai lui, biruința e numele lui. Amin.